În Popești, la Ordeni. Cam mult. 60 de lei. 60 de lei? Păi ia 1 milion. Puneți ceasul și dumneavoastră. Astfel de negocieri cu care ne-am obișnuit deja în București ar urma să fie sancționate de autorități. Cel puțin asta este promisiunea. Pe o astfel de vreme în București este deosebit de greu să găsești un taxi liber, iar dacă ai noroc, cel mai probabil ți se vor cere mai mulți bani decât face cursa. Autoritățile locale promit să amendeze șoferii care practică acest lucru și au modificat în acest sens regulamentul taximetristului. Și nu sunt singurele nereguli sancționate. De pildă, șoferii vor fi obligați să aibă o ținută îngrijită, pantaloni și cămașă, fără short, maieu sau șlapi. De asemenea, trebuie să mențină curățenia, să nu folosească un limbaj suburban, să nu facă discriminare sexuală sau etnică, să nu fumeze, iar dacă ascultă muzică, să nu fie tare și să nu deranjeze clientul. Pe lângă aceste modificări, în regulament a fost introdus și un articol controversat. Se instituie obligativitatea ca activitatea de taximetrie să se facă exclusiv prin intermediul unui dispecerat autorizat. Taximetriștii trebuie să fie autorizați și să-și ia comenzile de la un dispecerat autorizat la primărie, chiar și în cazul unor aplicații online. De altfel, numele aplicației trebuie să coincidă cu numele companiei de taximetrie. Este o lovitură pentru companiile de tipul Uber, Taxify, dar și pentru aplicațiile cu care pot fi chemați taximetriștii de la companiile clasice, spun consilierii din opoziție. Asta înseamnă, în practică, sunt scoase în afara lege. Cine? Agregatoarele, cum ar fi Clever sau Star Taxi și Uber sau Taxify. Noi de la PNL vom ataca în instanță și pe contencios și pe limitarea dreptului la liberă competiție. Viceprimarul Aurelian Bădulescu, consilier PSD, are altă părere. Încep să intre în zona în care se conturează anumite elemente constitutive ale unei infracțiuni. Uber a anunțat în această seară că, la o primă vedere, modificările aduse în Consiliul Primăriei nu afectează serviciile ca Uber. Pe de altă parte, reprezentanții Clever Taxi nu sunt de acord cu această modificare și spun că este un regres tehnologic cu 20 de ani în urmă, prin care ne întoarcem la chemarea taxiului prin radio. Modificările la regulamentul taximetristului vor intra în vigoare după publicarea lor în Monitorul Oficial.